Bună seara, Vini. Veste bună. Telegrafistul ne-a spus că s-a sfârșit războiul. Se așteaptă să se anunțe oficial. Acum vine și tatăl tău acasă. Sper și eu. Era și timpul. Da. Era și timpul. Adică ce vrei să spui, Seth? Nimic decât ceea ce spui și tu. Pe unde ai hoinărit alaltă noaptea și toată ziua? Fost la Hazel și Peter. Curios. I-am întâlnit ieri pe Hazel și Peter și m-am întrebat unde ești. Am fost la New York, Seth. Da, da. Și mie mi-a trecut prin gând că te-ai dus la New York. Tare greu trebuie să fie și pentru tine, Vini. Mare ocară. Că nu te înțeleg. Bine, bine. Bine, Vini. Cum vrei tu. Am ceva pe suflet, trebuie să spun, să te previn. Ceva care te chinuiește și pe tine, Vini. Nu mă chinuiește nimic. Să mă previi. Pentru ce? Poate să fie numai o închipuire a mea. E vorba de capitanul Brent. Ce e cu el? Ceva care cred că în afară de mine n-a băgat nimeni de seamă. Dar uite pe Peter și Hazel. Am să spun mai târziu. Vini. Bine, bine, mă găsește aici, Seth. De ce vin tocmai acum? Nu vreau să văd pe nimeni. Da, da, am să-i primesc. Am venit să te vedem. Nu te-am văzut de atâta vreme. Dar ce e cu tine, Vini? Ce faci? Nu cumva ai fost bolnavă? Da, puțin. Dar acum sper că ești bine, nu? Da, da, aproape. Deci nu vreți să ședeți? Nu, nu, eu am venit doar pentru o clipă. Să știu dacă ai mai primit vreo veste de la Orin. De la ultima scrisoare, absolut nimic. E un veac de atunci. Și-o fi găsit o altă fată și pe mine m-a uitat. Tu știi că lui nu-i place să scrie. De altfel, pare să se întoarcă curând. Ai aflat desigur vestea cea mare, Vini. De-abia aștept să-l revăd pe Orin. Și acum am plecat, am întâlnire cu Merplit. Am trecut doar să te văd. Te așteptăm la noi cât mai curând, Vini. Hazel e neliniștită că n-a mai primit nimic de la Orin. Crezi că o iubește? Nu știu ce e dragostea. Nu vreau să știu ce e dragostea. Urăsc dragostea. Atunci să nu te mai întreb ce aveam de gând să te întreb. Nu, Peter, nu mă pot căsători. Trebuie să rămân acasă. Tata are nevoie de mine. Oare pe mama ta? Tata are nevoie de mine. Îmi pare rău, Peter. Lasă-la, nu-i nimic. Pentru mine tu ești ca un frate. Să rămânem așa, Peter, te rog. Bine, 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 dacă vrei tu așa, Vini. Eu totuși continui să sper. Doar dacă nu iubești pe altcineva. Ce cu capitanul acela misterios care vine pe aici? E, nu cumva ți închipui că mă interesează acest... N-am vrut să te supăr, nu? Dar se spune că vine pentru tine. Da, se spune, se spune, multe se spun. Atunci tu nu-l... Nu poți să-l sufăr. Sunt foarte mulțumit, Vini. Mă temeam. Are o înfățișare romantică. Seamănă cu cineva omul ăsta, dar nu pot să-mi dau seama cu cine. În orice caz, cu nimeni de pe aici. Mama l-a întâlnit în casa bunicului, la New York. A intrat în marină de tânăr. A făcut ocolul pământului, a căutat aur în California, a stat pe o insulă din sudul Pacificului, așa spune lumea. Da, 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 un erou romantic, dacă ar fi adevărat. Asta e meseria lui, să fie romantic. Dar nu vreau să mai vorbim despre el. Foarte bine, foarte bine, nici eu. Ah, dar iată-o și pe doamna Mann. În sfârșit aici erai. Bună ziua, Peter. Bună ziua, doamna Mann. Am venit o clipă să văd ce mai faceți. Acum plec, Vini. Bine, bine. La revedere, Peter. La revedere, Vini. La revedere, doamna Mann. La revedere, Peter. Nu te porți frumos cu singurul tău adorator. Am vrut să te văd. Azi noapte când m-am întors, se pare că dormeai. Dormeam, mamă. De obicei citești înainte să adormi. Am crezut că vrei ca de obicei să mă ocolești. Dar mi s-a spus că te-a durut capul. Te-a durut într-adevăr capul? Nu, mamă. Am vrut să fiu singură. Să mă gândesc. Și la ce mă rog, dacă pot să te întreb? Cine sunt oamenii aceia din grădină? Niște prieteni de lui Seth, vecini de-i noștri. Eu le-am dat voie să intre aici. De când ai tu dreptul să dai voie fără să mă întrebi? Când mi-a cerut Seth voie, n-aveam cum să te întreb, mamă. Erai la New York. Ca să-l vezi pe bunicu.
cum se simte bunicul? Tot nu a fost bolnav. Se simte mult mai bine. Am cules florile astea să mai intre puțină lumină în cavoul nostru. Conacul familiei Menon.